Începând de astăzi, vineri 4 octombrie, istoria destul de complicată a reabilitării Bulevardului Pardon a luat sfârșit. Toți cei care au trudit pentru ca locuitorii Câmpulungului să se bucure de sufletul acestui oraș, care este Bulevardul, în speță administrația locală, specialiștii de la Inspectoratul de Stat în Construcții, de la Direcția de Cultură și Monumente Istorice și reprezentanții ai firmei care s-au ocupat de întreaga lucrare, au făcut recepția investiției. O zi istorică pentru Câmpulung, nu? Da, asta este... Deci uite cum s-a făcut pielea pe mine, la modul serios. Chiar este, pentru că am și zis odată, dacă viața e o luptă, bulevardul ăsta arată ca viața, pentru că a fost o luptă, au fost multe încercări de blocare a acestui proiect, care inițial a fost un proiect de asfaltare, banal. Câmpulungul este un oraș nobil și merită tot ce este mai bun. Și acum arată așa. Și sunt foarte mândră de ce am făcut. N-am făcut singură. Aș vrea să știe toată lumea asta, că nu am făcut singură. Nimic pe lumea asta nu poți să faci de unul singur, ci în echipă. Și vreau să le mulțumesc colegilor mei. Unii dintre ei sunt aici, colegii mei de la primărie. Ia că tăi aici, să-i vadă toată lumea. Uite și aici, colegi, cu ei am reușit să ducem la bun sfârșit asta. De asemenea, vreau să le mulțumesc foarte mult câmpulungenilor care au înțeles, sunt oameni inteligenți, au înțeles de unde toată lupta asta și toate blocajele și de asemenea vreau să mulțumesc foarte mult Asociației Salvați Câmpulungul și Mușelul și tuturor câmpulungenilor care au donat pentru mobilierul urban și nu în ultimul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns astăzi aici, că suntem în viață și că ne bucurăm de Bulevardul Pardon. Ce urmează? Bulevard pietonal? Se va circula pe bulevard? Deocamdată trebuie să punem în dezbatere publică, pentru că conform strategiei de dezvoltare locală ar trebui să rămână închis, dar având în vedere faptul că se lucrează la piață și dimineața, vedeți și dumneavoastră, sau la ora 12 când toată lumea și ia copiii de la școală, e mare aglomerație, așa că o să punem în dezbatere publică un program, să facem de luni și până sâmbătă un anumit program, iar în weekend să fie închis, pentru că e foarte frumos așa închis și îmi place foarte mult când văd lumea la plimbare, copiii cu bicicletele, cu rolele. E foarte fain și mi-aș dori foarte mult și sunt sigură că se va întâmpla asta. Și aveți încredere în ce vă spun, pentru că de fiecare dată când am avut o viziune și am simțit că se va ajunge acolo, așa a fost. Simt că este posibil ca pe Bulevardul Pardon să vină vremurile alea în care lumea să se atingă cu coatele și să fie atât de multă lume și să zică pardon, pardon. Că de acolo și mersi în grădină. Și mersi în grădină. Și aici trebuie să facem ceva și îmi doresc foarte mult să, până facem un proiect, să schimbăm mobilierul urban și să mai aranjăm puțin spațiul verde, dar și aici trebuie un proiect și la Crețulescu. La astea două țin foarte mult. O să fie proiecte grele, iarăși sunt în sit, o să meargă totul mai greu, dar a fost important bulevardul. Bulevardul Pardon este o parte din istoria Câmpulungului. Clădirile aflate de-a lungul său sunt înscrise în lista monumentelor de nivel județean și național. Cu o mai multă atenție, toate aceste bijuterii ale arhitecturii mușcelene ar atrage tot mai mulți turiști în zonă. Despre ce este de făcut ne-a vorbit directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Argeș, Cristian Cocea. Din punctul nostru de vedere, acum ar trebui să urmeze fațadele. Fațadele caselor care dau specific și oricum inițiativa privată văd că funcționează, au început, dar oamenii fac fiecare după posibilități și se respectă normele de intervenție. Se poate gândi accesarea unei linii de finanțare pentru zona asta, de refacere a fațadelor. Sunt diverse linii de finanțare care se deschid, să vedem. Cred că primăria oricum știe și se mișcă destul de bine. De-a lungul timpului, nu cred că s-a intervenit brutal, cel puțin pe zona aceasta. Se păstrează încă stilul și nici măcar, să spunem, înlocuirea planșelor de lemn cu altele turnate nu s-a făcut, altfel s-ar observa la clădiri.
Deci, din punctul ăsta de vedere, măcar această zonă prezintă mare interes și farmecul specific orașului. Ar trebui îngrijite fațadele, schimbat ce este de schimbat. O oarecare unificare s-a discutat și la nivel de primărie pentru firme, pentru modalitatea în care se schimbă tâmplăria, ce materiale, ce culori se folosesc, chiar firmele respective, în ce fel se pun. Există un regulament, se respectă? Se respectă punctual. Pentru Câmpul Ungeni urmează o decizie importantă, și anume dacă bulevardul va fi deschis sau nu circulației autoturismelor. Acest lucru se va decide în urma unei consultări a conducerii administrației locale cu cetățenii Câmpulungului.